pentru că a fost acuzat de rasism. Acum un atac al Astrei cu Iaia, care are culoare de șut, trage Iaia, scoate Gordon. Prima. Cel care a greșit-o și acum Fatai poate declanșa contraatacul, îi cere să-i duie Iaia și primește. Să-i duie Iaia în marginea careului, șutează. Și stânga al Stelei, Sâmărtean, Ioda a pus piciorul înaintea lui Latovlevic, s-a dat Bucarii. Budescu cu exteriorul, bună pasă, Iaia, se-i duia, ia, șutează și este 2-0, minge la care David Lazar n-a putut. Pasă pentru Karim Ioda, preluarea este corectă, Ioda, se-i duia, ia, se întoarce din preluare, se-i duia, ia, șut la colțul scurt. Ce mingea la Constantin Budescu, din nou Alexandru Mățel în centru, pentru să-i duia, ia, care șutează. Teren atunci, Dinu i-a certat lui Chițu pentru golul de 1-0. William de Amorim acum în flancul stâng, urcă și Junior Moraes, primește mingea Junior Moraes, urmează centrarea, centrare sparte pentru 1-0. Se-i duia, aia, a urcat excelent, a venit din linia a doua și deschide scorul în minutul 5 de ani. Din nou Astra în atac, se-i duia, aia pentru Budescu, Budescu înapoi pentru se-i duia, aia, gol! 3-0 pentru Astra Giurgiu și au trecut doar 23 de minute. Iahaia reușește dubla aici pe stadionul Farul din Constanța. El este și Bucarii. Iată-l pe Seidu Iaia. Iaia încearcă să-și așeze mingea pentru șut. Trage Iaia, respinge cu dificultate. Meg Widmar în lateral și... Budescu pentru Fatai era mingea. Balonul este respins la marginea careului. Mureșan. Iaia! Widmar respinge și prinde balonul apoi în fața lui Ben Iusef. Budescu pentru Iahaia la 30 de metri, trage Iahaia, un șut deviat, minge prinsă de Pesania, ce pe două fronturi. Iahaia, Bucarii, o pasă pentru Di Stefano, preluare bună, Di Stefano scoate Pesania, Iahaia, este 2-0, gol Astra. 2-0 marchează Seidu Iahaia și lor cu Oțelul Galați într-o rivalitate locală. Punerea în scena unei rivalități locale teribile între Brăila și Galați. Aici Tembo și este gol! Gol marcat pentru cei de la stânga. Junior Moraes a combinat cu Fatai. Haideți să vedem acum pe Fatai în fața golului, intervenție fantastică a lui Balauru.